Biografii, memorii. Memorii, biografii. O întâlnire cu Catherine Mansfield. Scenariu radiofonic de Ruxandra Obreja. În toamna anului 1922, mă găseam pentru prima oară la Paris. Ca tânăr gazetar trimis să iau un interviu unei scriitoare neozeelandeze care făcuse vâlvă în Anglia, mai ales în ultimii 2 ani, eram emoționat și foarte încurcat. Citisem câte ceva, recenzasem volumul ei Beatitudine și alte povestiri publicate în 1920, avusesem ideea tipăririi în serial a povestirii ei God and Patty, care adusese obscurului nostru ziar oarecare faimă, dar în niciun caz nu visasem să o cunosc, să-i vorbesc, să pătrund în intimitatea gândurilor acestei femei solitare, sensibile și foarte bolnave. Ajuns în fața casei vechi și liniștite din spatele catedralei Notre-Dame, am apăsat cu teamă pe soneria de la ușa care s-a deschis de îndată. Numai că în locul femeii frumoase, de 34 de ani, cunoscute pentru exotismul ei și privirea pătrunzătoare, s-a arătat o gazdă banală, care mi-a zâmbit binevoitor, dar neutru. Domnul Albers, nu-i așa? Da, doamnă. Da, bună ziua, domnule. John ne-a scris că veți veni azi pe aici și, deși prietena mea nu se simte prea bine, vă așteaptă. Bună ziua, doamnă. Ida Becker. Sunt prietena sau, dacă vreți, infirmiera, secretara, avocatul și cititorul cel mai asidu a doamnei Mansfield. De când s-a îmbolnăvit, nu am mai părăsit-o nicio clipă. Vedeți, îi sunt foarte devotată, ne cunoaștem din colegiu. Dar de ce stați în ușă? Catherine, a venit domnul Albers de la Weekly Gazette. Pe aici, poftiți, vă rog. Mulțumesc, doamnă. Bună ziua, doamnă Mansfield. Bună ziua, domnule Albers. Așezați-vă aici. Doamnă Mansfield, primirea dumneavoastră mă face să mă simt mai în largul meu. Interviul pe care aș dori să vi-l iau este o încercare la care mă supune redactorul nostru, domnul Williams. Poate că astăzi începe cariera mea. De aceea v-aș cere cât mai multe date autobiografice. Cei care au citit novelele dumneavoastră, Mary Parker, fiicele răposatului colonel, God and Patty, vor să știe totul despre dumneavoastră. Nici eu nu știu totul despre mine. Să începem însă cu lucrurile cunoscute. M-am născut la 14 octombrie 1888 în Noua Zeelandă. Aveam 6 luni când am călătorit pentru prima oară. Prima povestire e publicată la vârsta de 9 ani. Restul vieții mi l-am petrecut călătorind și scriind short stories, gen anglosaxon, care cuprinde și schițe și novele și povestiri. Sunt soția strălucitului poet și critic John Middleton Murray, editor al revistei Ateneum. Cresc cu devotament 2 pisici și cam asta ar fi totul. Katie, ești o gazdă amabilă, dar o interlocutoare laconică. Domnul Albers a citit probabil destule note biografice asemănătoare. El vrea să afle desigur restul. Restul veți găsi în scrierile mele. Ele nu sunt o autobiografie romanțată, ci străfulgerări. Un alt peregrin continental, irlandezul Joyce, numește epifanii, momente de recreere și trăire intensă a gândurilor și experiențelor avute de mine la Wellington. Pe atunci nu eram nici doamna Murray, nici Catherine Mansfield, ci doar Catherine Mansfield Beauchamp. Locuiam la Wellington. Totul mi se părea simplu. Nu reușeam să deosebesc evenimentele de întâmplări. Mi-amintesc nașterea surorii mele, Gwyn. Bunica m-a chemat și mi-a arătat un prunc pe care îl ținea înfășurat în flanelă pe genunchi. E vie? Desigur. Ia privește-o cum îmi strânge deget. Îți place? Da, o să se joace și cu casa de păpuși? A, bineînțeles, foarte curând. Uită-te bine la ea. O cheamă Gwyn. Gwyn? Acum, sărut-o. Bunico, ai văzut ce frumoasă este casa păpușilor cea nouă? Când crezi că o să se joace și Gwyn cu ea? Oh, Kezia, ți-am spus, curând. Câteva luni mai târziu,
Am găsit-o pe bunica, sunt cu Gwyn în brațe și un omuleț caragios cu un sac negru pe cap se găsea în spatele unei cutii cu ouă de porțelan. Acum, atenție! Mulțumesc! Fotografia o vedeți înrămat acolo deasupra căminului. Da. Am purtat-o peste tot cu mine. Mi s-a părut întotdeauna foarte frumoasă. Vedeți, a ieșit și casa de păpuși cu veranda și balconul, da, cu bunica și Gwyn, cu tot ce a însemnat pentru mine copilăria mea acolo. Privind-o, îmi tot spun, am să povestesc totul, până și cum scârția coșul de rufe la casa numărul 75. Și totuși știu că după cei 2 ani petrecuți la Londra, la Queen's College, v-ați întors acasă doar pentru un răstimp foarte scurt. Numai la 2 ani după aceea, în 1908, străbăteați din nou pământul. 11.344 de mile și jumătate pentru a ajunge în Anglia. Dar știți, Anglia nu mi-este și nu mi-a fost necesară niciodată. Vreau să spun că nu a existat niciodată, că nu va exista niciodată niciun fel de comunicare între Anglia și mine, niciodată. Dar să știți că a doua și definitiva mea venire în Europa nu a fost un pas ușor și a fost precedată de discuții furtunoase în casa tatălui meu, Harold Beauchamp. Cheti, ești de neînțeles. La urma urmii, ce te atrage iar spre Londra? Dacă mi-amintesc bine, chiar tu ne-ai spus într-o scrisoare că directorul colegiului îți spusese că tu nu intri la socoteală, că ești o mică sălbatică din Noua Zeelandă. Cum înțelegeți? Londra mă fascinează, mă atrage ca un magnet. De la Queen's College nu am învățat multe lucruri concrete, dar mintea mea a stat mereu la pândă, ca o veveriță. Am adunat și am ascuns cele găsite în vederea iernii lungi, când am să-mi descopăr comorile. Da, tot mai sperzi de vii scriitoare? Credeam că ai abandonat visele astea de școlăriță romantică. Doar nu-ți închipui că schițele apărute în revistele școlare și cele 3 schițe acceptate atât de neașteptat de revista The Native Companion din Melbourne anul trecut sunt o recomandare suficientă. Planurile mele nu sunt clare, dar știu că, indiferent ce se va întâmpla acolo, vreau să scriu ceva nou. Nou într-un stil simplu, natural, așa cum am mai întâlnit doar la un scriitor rus, la Cehov. Nu mai convins, dragă Kitty, dar dacă mirajul Londrei te atrage, noi nu te vom opri. Sper că alocația lunară de 250 de lire pe care ți-o vom trimite de acum înainte să-ți fie de folos. Kitty, și te rog mult, ai grijă de tine. Da, sigur. Niciodată nu ai fost o fată prea rezistentă, iar viața la Londra s-ar putea să ți se pară mai dură decât crezi. Scrie-ne și întoarce-te cât poți de repede înapoi. Nu mi-am mai revăzut părinții sau orașul natal. Deși, de câte ori n-am plănuit această călătorie? Am strâns chiar bani să o fac. Dar imaginea familiei, a bunicii, a părinților, a prietenilor, ați păstrat-o intactă și ați recreat-o magistral în nuvelele dumneavoastră, Preludiu și La Golf. Aceste nuvele îmi sunt foarte dragi, pentru că ele conțin câte ceva din sufletul meu. Poate de aceea le-am și scris foarte greu. La Golf a fost publicată de-abia anul acesta, la 14 ani, după ce mi-am părăsit familia și locurile natale. Este o povestire de proporții mai mari, o povestire cu conexiuni mai complexe. Și totuși v-ați ținut de promisiunea făcută părinților. Dar numai 2 ani după sosirea dumneavoastră, la Londra publicați primul volum de schițe într-o pensiune germană. Vreți să spuneți sosirea pe continent, pentru că o bună parte a celor primi ani Kitty i-a petrecut în pensiuni germane. Ei, da, exagerezi. În 2 pensiuni germane din Bavaria, dar care m-au adus în contact cu nenumărate personaje comice sau, de ce să nu spun, de-a dreptul grotești. Da, dar pe care le-ai surprins în novelele tale, extrem de fidel. Domnule Alpers, criticul meu domestic, Ida, este incoricibil. Aceste schițe îmi par astăzi, după 12 ani, stângace, chiar superficiale, dar sunt dragi, pentru că exprimă destul de exact sentimentele dezagreabile pe care le-am încercat. Cine e? Și de ce stă întotdeauna retras? Ba chiar ne întoarce spatele. Ah, e un baron.
Ai pietul de el. Așa a fost dat. Dar pacul ăsta n-ar trebui să lipsească de plăcerile discuțiilor intelectuale. Văd că nu înțelegeți. E un baron de vază. Stimată doamnă, văd că sunteți interesată de chiria și pensiune. Trebuie să fie foarte interesant pentru dumneavoastră să studiați oamenii. Da. Și să știți, gnädige Frau, că această pensiune este de prim rang. Așa este, profesore. Dar spuneți-mi, în Anglia, pensiunile dumneavoastră sunt frecventate de aristocrație ca în Germania? Nu știu, nu cred. Baronul nostru vine aici an de an pentru nervi. Până acum n-a schimbat nici măcar un cuvințel cu vreunul dintre oaspeți. Mă surprinde, pentru că ieri pe ploaia aceea torențială care m-a prins în parcul central, baronul aflat și el în chioșc mi-a oferit galant adăpost sub umbrela sa. Da, v-a spus poate și de cine desconsider. Dar oare încă nu e clar? E preocupat de idei înalte? Nu, pur și simplu vrea să stă la masă singur ca să mănânce mai mult. Comandă porții duble, le consumă în liniște, după care își face digestia calm în camera sa de la etaj. Nu, nu se poate, da. Ne luați peste picior. Dacă nu mă credeți, întrebați-le baron. Deși nu cred că va răspunde, nu cred. Uite, profesore, da. Baronul și misterul lui au fascinat și pe mine. Ce subiect admirabil pentru povestile mele, așa? Vreți să știți cum aș intitula-o? Baronul. Nu, poate mai degrabă Sic transit gloria germane. Pe Catherine am cunoscut-o la colegiu, dar ne-am împrietenit de-abia după întoarcerea ei din Germania. Între timp adăugase experiențelor de până atunci și câteva luni amuzante petrecute ca artist anonimă într-o companie de music hall. Amuzant și nu prea. Căci dacă aș fi rămas în lumea artistică sau mai degrabă a varieteului și comedioarelor ușoare, mare talent de tragediană n-am avut niciodată. Aș fi putut ajunge ușor la marginea societății. Da, da. Această perspectivă sumbră am descris-o în destinul unei femei singure, părăsite, împinsă spre degradarea morală și fizică. Da, este vorba de Ada Moss din novela mea Filme. Și totuși, cred că experiența cea mai însemnată a celor ani a fost întâlnirea în 1912 cu criticul și literatul John Middleton Murray, soțul dumneavoastră. Poate sunt romanțioasă, dar întâlnirea mea cu John nu o pot caracteriza. A avut efectul unei lovituri de trăsnet pentru amândoi, care a dus la o cotitură în viața și preocupările noastre. Bună ziua! Intrați, vă rog, domnișoară Mansfield. Bună ziua, bună ziua. Păreți oarecum surprinsă sau mi se pare mie? Sunt într-adevăr surprinsă să văd că editorul revistei Ritm este atât de tânăr. Știți, mă închipuiam că sunteți mult mai în vârstă. Atunci vă pot face și eu o mărturisire asemănătoare. Citind schițele germane apărute în New Age, vedeam o Catherine Mansfield cultă, sensibilă, ironică, dar mult mai în vârstă, un fel de gen Austin al acestui început de secol. Mulțumesc, domnule Murray. Un astfel de compliment va fi întotdeauna bine primit o femeie. Dar următorul meu compliment cred că vă va bucura și mai mult. Cea de-a doua schiță pe care mi-ați trimis-o, femeia de la magazin, este de departe cea mai valoroasă lucrare de mici dimensiuni pe care a primit-o revista noastră în ultima vreme și permisiunea dumneavoastră de a o publica ne-ar onora în mod deosebit. Domnule Murray, mă faceți să mă simt flatată, dar și stânjenită în același timp. Scriu foarte greu și nu prea am încredere în ceea ce aștern pe hârtie. Trăiesc permanent cazna scrisului. Asist la închegarea greoaie a ideilor și apoi la spulberarea acelorași idei, chiar sub ochii mei, cu conștiința de pline mele neputințe. Înțeleg perfect ceea ce simțiți. Este un lucru pe care am căutat să-l înțeleg încă în perioada studiilor mele la Oxford. Discut adesea această problemă a impasului scriitoricesc. Poate veți accepta invitația mea de a participa la o serată literară pe care o dă unul din prietenii mei. Sunt sigur că unii din invitați v-ar interesa. Michael Sadlier, coeditor al revistei noastre și prietenul meu, romancierul D.H. Lawrence. Vă cunosc și vă prețuiesc scrierile.
Să-i cunosc pe toți. Pe Sadler, D.H. Lawrence, Virginia Woolf și pe soțul ei, editorul Leonard Woolf. Deși seratele literare nu m-au atras niciodată. Mă simțeam stincherită. Acestor întruniri literare le lipsea ceva. Sinceritatea, cred. Activitatea literară însă mă pasiona. Astfel că în iunie deveneam eu însă coeditoarea revistei Ritm, transformată mai apoi în 1913 în revistă bilunară sub titlul de The Blue Review. Ați pomenit numele romancierului D.H. Lawrence. Vă mărturisesc că îl cunosc personal și l-admir nespus. În rarele noastre întâlniri îmi pomenea adesea de dumneavoastră. Admirația mea față de scrierile sale nu e cu nimic mai prejos de a dumneavoastră. Soarta ni se aseamănă. Suferim de aceeași boală. Călătorim amândoi mereu căutând adevărul, puritatea, sinceritatea, inefabilul. Dar toți acești ani din 1912 până în 1915, deși ați călătorit mereu între Londra și Paris, au fost anorodnici. Da, am scris cu multă plăcere. Una din novelele mele preferate, Simțăminte firești, dar copilărești, s-a născut în această perioadă. Da, n-am să uit ziua când John a venit într-un suflet acasă. Locuiam atunci în Chelsea și ți-a adus ziarele cu recenziile acelea care te lăudau. Un critic de la Literary Times considera că am deschis un drum în arta narrativă engleză prin modul de a povesti și prin muzicalitate. Citeam recenzia și simțeam cum încrederea în forțele mele creștea. Ce ne-a mai bucurat, nu-i așa, Ida? Da, țin minte ca acum. Dar îți mai amintești, Ida? Ce s-a mai necăjit John când un alt critic a afirmat că stilul tău ar putea fi confundat cu al Virginiei Woolf sau chiar cu al irlandezului James Joyce? Oh, ce a fost o speculație destul de divace. Eu am citit Oamenii din Dublin, admirabila culegere de povestire a lui Joyce, mult mai târziu, când m-aflam în Italia. Că despre povestirile doamnei Woolf, ele au fost scrise de-abia între 1915 și 1917. Nu știu dacă nu fac o gafă, dar am impresia că anul 1915 a fost un alt punct de răscruce în viața dumneavoastră. Sigur, întâlnirea mea cu John m-a condus spre un teren mai sigur, mai liniștit, mai echilibrat. Dar în 1915 m-am revăzut cu fratele meu, Chami. A venit în Anglia înainte de a pleca pe front. Moartea sa tragică a fost o cotitură însemnată pentru tot ce am trăit și am creat după aceea. Îți aduce aminte ce de mai pere era în pomul ăsta bătrân? Jos, lângă stratul de violete. Și cum, după ce bătea vântul de sud, ne duceam cu coșurile de rufe să le adunăm. Și în timp ce ne aplecam să le culegem, continuau să cadă de zor, bombardându-ne spinarea și creștetul capului. Ți-a amintit? Știi că de atunci n-am mai văzut asemenea pere. Erau lucioase, galbene ca pieptul canarului și aveau coaja subțire, iar sâmburii negri, negri, negri ca tăciunea. Sâmburii erau grozavi. Da. Îți amintești cum ședeam pe băncuța roz din grădină? N-am să uit niciodată băncuța roz din grădină. Unde-o fi acum? Nu ți se pare extraordinară cât de profundă era fericirea noastră? Cât de materială, luminoasă, caldă? Îmi amintesc cum ne uitam unul la celălalt și ne zâmbeam. Ții minte? Împărtășeam o taină. Care? Cred că era comuniunea de familie. Amândoi alcătuiam aproape unul și același copil. Amintirea mea ne vede mereu pe amândoi, plimbându-ne împreună, privind lumea împreună cu aceiași ochi, vorbindu-ne ca acum. O să ne întoarcem acolo într-o zi, odată, când se vor termina toate. O să ne întoarcem împreună. Și o să regăsim totul. Totul. Dă-mi mâna acum. Mai străbatem o dată grădina, apoi intrăm în casă. Am ciudata certitudine că o să mă întorc. Acest sentiment mi se pare la fel de material ca para asta. Și eu o simt. Moartea mi se pare imposibilă și străină. Știi ce înseamnă intuiția? E atât de misterioasă. Rămas bun. No, de ce vorbești așa? Iubita mea, rămas bun. Rămas bun. Thank you.
Hai să intrăm acum, Kitty. Chiar și în sudul Franței serile pot fi foarte răcoroase. O nouă răceală te-ar țintui la pat din nou și ți-ar slăbi inima. Oh, John, dar ce importanță mai are asta acum? Viața mea s-a sfârșit. Prezentul și viitorul nu mai au pentru mine niciun înțeles. Oamenii nu-mi stârnesc curiozitate. Nu mai doresc să întâlnesc pe nimeni, nu mai vreau să mă duc nicăieri. Singurele valori pe care le mai pot prețui sunt acelea care îmi evocă ceva petrecut sau existent, pe când cea mi mai era încă în viață. Înțeleg ce simți, dar nu ești singura lovită astfel de un război fără noimă și... Apoi crezi că totul se poate estompa sau dizolva numai pentru că îi negi existența? Nu-i așa că sunt sumbră sau de-a dreptul urcioasă? Știu, dragul meu, că trebuie te cheamă urgent la Londra, iar tu stai și porți de grijă sufletului meu. Dar ți-am spus încă de luna trecută, când ai fost invitat să ții seria aceea de prelegeri, că nu trebuie să rămâi cu mine. Sau ai vreo teamă ascunsă? Ce fel de teamă? Despre ce vorbești? Dar nu crezi că mă voi sinucide? Nu. Nu, pentru că sunt convins că ești conștientă de datoria pe care o mai ai de îndeplinit. Datoria față de vremurile fericite când eram împreună. Da, John. Vreau să scriu despre vremurile acelea și chiar cea minucerea. Atunci rămâi încă aici la Bandol. Ida o să aibă grijă de tine. Ai putea lucra în liniște la nuvelele despre care mi-ai vorbit și pe care știu că le plănuiești mai demult. Mărul, Suflă, Vântul și Preludiul sunt deja terminate, dar numai în capul meu. Știi că în mine pot concepe și realiza, ba chiar scrie minuni. Dar în secunda când încerc să le pun pe hârtie, dau greș în chip jalnic. Dar poate că acum, având un scop precis, fiind aproape de locurile în care în mod anonim și stupid se odihnește Chami, va fi altfel. Cât de clar vezi totul, John. Ai perfectă dreptate. Acum simt mai multă durere, dar și mai multă putere de a scrie decât am simțit vreodată. Acum vreau să scriu despre țara mea, da. Vreau să scriu despre țara mea până o să sece ultimul strop de cunoaștere din mine. Nu numai pentru că e o datorie sfântă față de locul în care m-am născut eu și fratele meu, ci pentru că în gând cu treier alături de el toate plaiurile de care mi-amintesc, nu mă îndepărtez prea mult de ele. Tânjesc să le dau din nou viață prin scris. Nu vreau să devin pisălog, dar acum e timpul să intrăm în casă. Ida o să ne facă mii de reproșuri și pe bună dreptate. Știu că uneori te sufocă cu grija ei exagerată, dar îți este foarte devotată și necesară. Știu, să intră. Mă simt sfârșită, lăguită, dar... Vezi, vorbind cu tine despre gândurile și temerile mele cele mai atunci, planurile mele au prins contur. Am să încerc să-mi impun o disciplină a scrisului. Dar, John, promitem că și tu te vei întoarce neîntârziat la Londra. Kitty. Hai acum. Și novela dumneavoastră, Preludiu, a căpătat cu adevărat formă. A apărut în iunie 1918. Am lucrat mult pe textul ei. Redactasem chiar o altă formă. Aloe, și îmi pusesem multe speranțe în această novelă autobiografică, în care mi se părea că reușisem să introduc și niște inovații de domeniul tehnicii literare. Dar succesul a fost moderat. Mulți critici au căutat doar elementul autobiografic pe care l-au și subliniat în cronicile. Da, e adevărat că mulți au încercat să mă identifice cu Kezia, pe Linda cu mama, pe adolescenta Beryl cu una din surorile mele. Desigur, asemănare există, dar esențial a fost pentru mine recrearea caleidoscopică a atmosferei din casa noastră prin alternarea punctelor de vedere. Poate de aceea novela dă impresia că se termină indecis, ca în Cehov, ar spune unii. Văd că mi-ați citit atent opera. Dar eu nu scriu novele bine făcute, ci le dau viață așa cum este. Și știți prea bine că ea nu respectă întotdeauna regula. Novela dumneavoastră, Preludiu, are o vrajă, o frumusețe mistică. Nu înțeleg prea bine ce vreți să spuneți, dar să știți că pasiunea scrisului care mă însuflețește îmi ține loc și de religie. Eu îmi creez oamenii. Religia vieții este viața însăși. Sună poate retoric toate afirmațiile astea, dar lupta aprigă pe care o duc pentru existență este atât de inimaginabil de grea, încât sunt ades ispitită să îngenunchez înainte, să o venerez, să mă prosternez și să mă pierd în extaz în fața ideii de luptă. Kitty, iar te-ai înflăcărat așa, să-i faci din nou febră. Cred că n-ai uitat că la ora asta trebuie să iei medicamente. Ah, dar ce naivă ești. Leacul stă numai în mine. Și tu știi ce-mi doresc eu. Știu, puterea de a scrie. Nu, Ida. Timp să-mi scriu cărțile. Nu
După aceea nu mai îmi pasă dacă mor. Uitați-vă, vă rog, pe fereastră. Lumea frumoasă e acolo și mă scald în ea și mă învioresc. Lăsați-mă să mă împlinesc datoria, fără să mă zoriți, ca să pot părăsi apoi totul, pe cât de frumos îmi stă în putință. Numai lipsa de experiență și fascinanta discuție avută cu dumneavoastră m-a făcut să uit de timp. Conversația aceasta este, vă mărturisesc, pasionantă. Parcă v-aș citi jurnalul, căci am auzit că... Prietenul nostru comun, trebuie să vă fi furnizat și această mică informație literară. Prin anul 1916 am avut intenția să întocmesc un jurnal minuțios pe care mai apoi să-l public. La un moment dat se zvonise chiar că ați căuta un editor pentru jurnalul dumneavoastră. Vreți să spuneți jurnalele mele? De când mă știu am conversat cu mine însă în caiete fără șir. Sosirea mea la Londra și primii ani zbuciumați de după aceea i-am descris destul de fidel într-un număr uriaș de pagini pline de tânguiri pe care mai apoi l-am distrus. Însemnările de acolo nu aveau niciun fel de valoare literară și nu foloseau nimănui. Și jurnalul pe care îl țineți acum este deci de dată mai recentă? Da, cu excepția unei singure însemnări, rămășița fostului caiet de însemnări, celelalte pagini ale jurnalului sunt datate din 1914 încoace. În cazul acesta, cred că este deja o operă voluminoasă. Îmi permit să mă interesez eu de posibilitatea publicării? Nu cred că îți va fi ușor să găsești un editor pentru o agendă de însemnări făcute când și când, cu note pentru posibile schițe, observații nu întotdeauna măgulitoare pentru alți scriitori sau ființe dragi și foarte apropiate mie, cu exerciții de memorie, cu descrieri de natură uneori destul de reușite, dar și cu pagini pe care nici eu nu le citesc cu plăcere. Mă deprimă. Pădurea de suflete de care vorbește Baudelaire este toată în jurnalul meu. Catherine scriitoarea, Catherine soția, prietena și sora, bolnava și nemuritoarea, sunt toate acolo. Dar deocamdată nu mi se pare util ca toate aceste persoane să se dezvăluie. Dar aceasta ar putea să fie o pierdere uriașă pentru lumea literară. Mă gratulați permanent cu complimente. Jurnalul îl voi lăsa lui John și el va hotărâ dacă și cât va trebui să apară. Deocamdată am abandonat publicarea cărții de însemnări, acelor note după jurnalul meu personal pe care intenționasem să le încredințez unui editor. Scuzați-mă. Acum trebuie să mă retrag. Trebuie să-mi iau medicamentele. Încă o dată vă rog să mă scuzați. Nici de cum, domnule Albers. Mai rămâneți. Revin în câteva clipe. Între timp, Ida vă va ține companie. Ea poate să vă spună la fel de multe despre mine ca și un jurnal. Tot ce voi mărturisi domnului Albers va fi sincer și obiectiv. Așa cum se cuvine să fie mărturisirile unui adevărat prieten. Ida, prietenii sunt doar niște întruchipări, mai mult sau mai puțin imperfecte, ale ideilor noastre. Știu. Eu trebuie să mă întâmplă, da. Vă rog să mă scuzați câteva clipe, domnule Albers. Știți, mă simt foarte jenat. Cred că am abuzat de ospitalitatea dumneavoastră. Dar nici de cum. Katy se bucură nespus să poată discuta cu cineva din Anglia, cu cineva care-i cunoaște opera și apoi cred că oamenii tineri și entuziaști au atras-o întotdeauna, deși în ultima vreme Katy s-a schimbat mult. Vreți să spuneți că este mai abătută? Sau din potrivă, poate mai exaltată. N-aș ști ce caracterizare să aleg, dar în mod sigur este mai bolnavă și mai singură, luptând tot mai apri cu neputința de a șterne pe hârtie tot ceea ce dospește în mintea ei. E chinuită probabil de eterna întrebare: ce anume face ca momentul transpunerii în scris a ceea ce în minte e perfect conturat să fie atât de dificil? Sigur, dumneavoastră ați exprimat mai literar ceea ce eu doar intuiesc o chinuie pe prietena mea. Ultimii ani au fost ca fuga de un rău, de ceva necunoscut și chinuitor. Ah, dar iată-o pe Katy. Da, Ida, ți-am ghicit întrebarea din priviri. Da, am luat medicamentul. Ți-am auzit ultimele cuvinte și cred că ai dreptate. Ultimii ani au fost foarte agitați, cel puțin la suprafață. Dar de fapt am lâncezit. Da, totuși în acești ultimi ani ați creat cele mai bune lucrări. Ați fost recunoscută și acceptată ca o mare scriitoare. Tinere, vorbești ca la cenacluri. Dar cine ar putea înțelege orele chinuitoare pe care le-am petrecut chiar și în iubitul meu bandol francez, în Italia sau chiar la Montana, în Elveția, când evenimentul cel mai important al zilei era venirea poștii și când unicul meu act de creație era redactarea unei scrisori pentru John. Dragă John, dau
într-una târcoale scrisoria acesteia, pășind în vârful picioarelor și vânturându-mi coada. Am atât de mărturisit, dar îmi vine greu să o fac. Ei, hai să-i dăm drumul. Trebuie să recunosc, înainte de toate, că am lenevit toată ziua. Aveam în cap lucruri care se cereau scrise, dar pur și simplu nu le-am scris. Credeam că o să pot lucra, dar după ce m-am simțit obosită și m-am odihnit. E bine sau rău din partea mea să procedez în felul ăsta? Știu, tu mi-ai spune că odihna e lucrul cel mai recomandabil, dar eu tot încerc un sentiment de vinovăție. Ultimele zile au fost groaznice. Nu-mi dau seama din ce pricină simt un bubuit în cap. Semnele degradării pământești mă urmăresc într-una. Nu sunt pură ca un cristal și mai mult decât orice îmi lipsește râvna. Sunt atât de făcut și o fac atât de puțin. Viața aici ar fi suportabilă dacă de fiecare tot așteaptă în prag. De ce nu le las să intre? Locul lor ar fi imediat luat de altele care pândesc pe acolo așteptând și ele doar un prilej să răzbească. Și totuși schițele îmi par ireale, nevrednice de a fi scrise. Nu vreau să scriu, vreau să trăiesc. Ce înțeleg eu prin asta? Greu de spus. Dar asta e realitatea. Curios obiceiul ăsta al meu de a fi limbută. Am umplut deja două pagini, dar nu ai aflat încă nimic de la mine care să nu-ți fie deja cunoscut. Întâmplările cele mai vrednice de menționat se petrec în mintea mea. Sunt întâmplări vechi ce se repetă ca o piesă de succes. Elementul surpriză sunt doar veștile de la tine. Știi cine e persoana cea mai simpatică din Montana? Un omuleț grav și grăbit, poștar. În toate peregrinările noastre, venirea poștașului era singurul moment semnificativ al zilei. Dar în ultimii ani, mai precis începând cu anul 1920, ați devenit o celebritate. Faima câtă e, de care am început să mă bucur, cred că datorez colecției de nuvele Beatitudine și alte povestiri, apărut în 1920, precum și nuvelilor domnișoara Bril, Tânăra și Fiicele Răposatului Colonel. Nu găsiți că aceasta din urmă e plămădită din același aluat cu novela Preludiu? Asemănări există atât în modul de tratare al timpului, cât și în modul de alternare a diferitelor puncte de vedere. John a fost primul cititor și imediat după ce a terminat novela, mi-a spus că am reușit să redau admirabil paradoxul novelei, tirania colonelului mort, ce se mai exercită încă cu multă putere asupra celor două fiice speriate, îmbătrânite și lipsite de orice inițiativă. Eu totuși sunt conștientă de lipsurile novelei. Nu sunteți prea modestă? Poate prea critică cu opera dumneavoastră? Da, s-ar putea. Cehov găsește că dacă ar fi avut mai mult timp la dispoziție, scrierile lui ar fi fost mai pline. Adevărul este că într-o povestire poți cuprinde atât și numai atât. Trebuie să lași la o parte ceva din ceea ce cunoști și vrei să înfățișezi. De ce? N-am idee, dar asta e. Totdeauna trebuie să faci față performanței de a putea cuprinde cât mai mult înainte de a se irosi. Știți, citind Fiicele Răposatului Colonel, am remarcat că femeile tinere, bătrâne, frumoase sau urâte, patetice sau arogante, sunt subiecte de predilecție. Fără a dori să insinuiți că aveți o proză feminină sau angajată cumva în acest sens. Observația dumneavoastră are un temei. Dar să nu uitați că eu însă sunt o femeie singuratică, așa încât acest gen de personaj este apropiat și cunoscut. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. John și cu mine suntem două fețe ale aceleiași medalii, separate, distincte, alcătuind totuși o unitate. Expresia favorită a lui John este că fiecare se vede prin ochiul celuilalt, fiecare este criticul celuilalt. Adevărat, adevărat, da. Da, fi împreună este pentru noi un act de încredere în noi înșine. Totuși ne vedem rar, iar lupta cu scrisul și suferința fizică sunt poveri pe care le port singură. Nu, nu mă plâng. Viața alături de John e suportabilă. Viața alături de alți oameni se pierde în ceață. Și o regăsești și mi se pare mult mai prețioasă și mai minunată când sunt singură. Atunci simt esența vieții. Viața însăși. Nu mă înșel, cred, spunând că pentru dumneavoastră, ca pentru orice mare scritor, viața și moartea, problema singurătății, căutarea purității și a adevărului,
Sunt teme majore. Ele însuflețesc tot ceea ce scriu. E și firesc, căci eu am fost în ultima sală de așteptare. Poftiți, poftiți, doamnă Mansfield. Doctorul Serapior vă așteaptă. Doamnă Mansfield, vă așteptam. Bună ziua, bună ziua. Intrați și luați loc. Soră, dă-mi, te rog, radiografiile doamnei Mansfield. Bună ziua, doctore. N-am să vă ascund că sunt îngrijorată. Sunt plăguită, n-am dormit toată noaptea. Și cum n-aș dori să vă rețin, spuneți-mi care este rezultatul. Sper că n-am să aud de la dumneavoastră binecunoscutele cuvinte. Boala dumneavoastră e de lungă durată, dar nu e fără dar. Eu nu știu să mint și nici nu merg pe ocolite cu pacienții, dar spuneți-mi, chiar doriți să aflați adevărul? Firește, puteți fi foarte sincer cu mine. E bine, în cazul acesta e fără leac. Stați, nu înțeleg. N-am să fiu niciodată sănătoasă? Sănătatea, știți, este o noțiune relativă. Cine s-ar putea lăuda că o posedă? Și apoi, ce înțelegeți dumneavoastră prin sănătate? Da, întrebarea asta mi-am pus-o și eu însă de nenumărate ori, fără să găsesc un răspuns satisfăcător. Dar în ultima vreme noțiunea s-a limpezit, așa încât eu am găsit răspunsul la această chestiune vitală. Prin sănătate eu înțeleg forța de a trăi, o viață plină, în strânsă comuniune cu tot ce iubesc, cu pământul, cu toate celelalte minuni, cu marea, cu soarele. Doresc să fiu tot ceea ce sunt în stare să devin, astfel încât să pot ajunge ceea ce eu numesc un copil al soarelui. O ființă trăind o viață matură, vie, activă. Și apoi eu doresc să lucrez cu mâinile mele, cu simțirea mea, cu creierul meu. Vreau o căsuță, o grădină, iarbă, animale, cărți, tablouri, muzică. Da. Sunteți într-adevăr o persoană extrem de sensibilă, doamnă Mansfield. Vă rog însă, nu vă lăsați doborâtă. Nu există boli incurabile. Totul este o chestiune de timp. Poate ce pare astăzi lipsit de importanță va fi tocmai veriga de legătură care va clarifica totul pentru o generație viitoare. Știți, gândurile dumneavoastră îmi răsună în minte ca o poezie familiară, cunoscută încă din copilărie. Da, vorbele dumneavoastră îmi întăresc convingerea că natura e neverosimil de perfectă și coerentă, da. Așa? Desigur, ea îți oferă și marea și cupa unui crin și toate celelalte. Veșnica și imensa cumpănă. Dar să știți că nu aș accepta unele fără celelalte. Sfârșitul meu se numește tuberculoză, dar nu-mi pasă. Nu-mi doresc nimic din ce n-aș putea avea. Liniște, singurătate, timp să-mi scriu cărțile, frumusețea vieții din preajmă pe care s-o pot contempla și cumpăni. Nimic mai mult. Și totuși ar mai fi ceva. Nu. Cred că v-am dovedit deja înțelegerea și discreția mea. Mi-ar plăcea să am și un copil. Un băiețel. Dar știu că cer prea mult. Ar fi greu să replic în vreun fel la destăinuirile dumneavoastră. Totuși mi se pare că nu sunteți deznădăjduită, cum să spun, doborâtă. O, tinere, pot să-ți spun așa, da? Pentru că eu mă apropii de sfârșitul călătoriei. Crezi că eu nu cunosc, cum să-i spun, teama morții? Da, da, exact. Dacă ai ști și încă ce bine. Teama asta a crescut în mine până a devenit gigantică. Și asta m-a făcut, cred, să mă cramponez de viață. Atunci eu nu mai înțeleg. Da, e foarte simplu. Recunosc însă că trebuie să-i mulțumesc doctorului Serapior, care m-a ajutat să alung această teamă, înțelegi? Totul mă lasă rece. Viața ori se duce, ori rămâne. Acum recunosc conflictul și tonul amar din novelele dumneavoastră mai recente. Musca, dar mai ales Gad în pate. La urma urmei, vremea era minunată.
s-o fi comandat și tot n-ar fi putut fi atât de perfectă pentru garden party-ul pe care îl plănuiserăm noi, adică Lori, Sadie și cu mine, și la care mama își dăduse destul de ușor aprobarea. Alerg, au și venit lucrătorii pentru umbrar. Musafirii sunt gata să sosească și mai sunt încă atâtea de făcut. Laura! Da? Laura! Da? Laura la telefon! Vin acum, vin acum! Lori! Ce m-ai speriat? Ai văzut estrada pentru orchestră și florile pe care le-a comandat mama și sandvișurile cu brânză? Da, totul e minunat, Laura. Totul e minunat, surioră dragă. Va fi o petrecere de neuitat. Ascultă, Laura, da? Ce-ar fi să te uiți puțin la costumul meu? Ia vezi tu dacă nu trebuie călcat da, puțin. Da, clar, așa, vă să zic că e foarte bine. Ce zi superbă, nu-i așa? O, Lori, ce mult îmi plac petrecerile astea, ție nu-ți plac? Și mie. Hai, fugi la telefon, fetițo, fugi! Alo? Da? Da, Kitty, tu ești bună, dragă. Vii și tu, bravo, ce bine îmi pare. Sunt încântată, bineînțeles. Da, e o vreme superbă, superbă. Cum e rochia ta, e albă? Da, bun, negreșit, da. Negre, da, da. Stai o clipă, rămâi pe firmă, strigă mama. Ce, mama, nu te aud? Spune-i să-și pună măruriuța aceea dulce pe care a purtat-o duminica trecută. Da, mama. Kitty, mama spune să vii cu pălăriuța aia dulce pe care ai purtat-o duminica trecută, da? Bine, vine pe curând, pa, pa. Uf. Ai, ce era, Laura? Vino repede să vezi în ce poziție am mutat pianul. Da? Deci, în caz că cineva îmi cere să cânt. Da. Ah, viața e atât de tristă și speranța moare, doar un vișo crud de deșteptare. Ce? Ce zici? Nu-i așa că sunt în voce? De ce ai ales un cântec atât de trist pentru o petrecere atât de veselă? Ce-i să vii? Ce s-a întâmplat? Coniță, dacă nu vă supărați, bucătărea să-mi treabă dacă ați pregătit biletele cu garniturile pentru sandvișuri. Garniturile? Sandvișurile? Stai să-mi amintesc, Sadie. Așa spune bucătărese că le aduc eu îndată. O să zic așa, brânză dulce, brânză fermentată, așa ouă, gata. Joe, da? Joe, hai în bucătărie, hai! În viața mea n-am văzut niște sandvișuri atât de minunate. Câte felul ai spus că vor fi 15? 15, domnișoară Jones. Uite-l și pe Godber. Dar ce ne tot povestește lucrătorilor din grădină? Da, ce da. Față înspăimântată are Godber. Godber, vino încoace. Godber, ei, vino încoace. Godber, ce s-a întâmplat? Ce? S-a petrecut un accident groaznic. Un accident? Un om a fost omorât. Un om. Da. Unde? Cui? Cum? Știți cocioavele alea de aici, din vale, peste drum, domnișoarelor? Da. Le știți? Da. E, acolo locuia un căruțaș, un tânăr, Scot, îi zicea. Azi dimineață i s-a speriat calul de un camion. La colț de Hawk Street s-a întâmplat. Și l-a zvârlit jos și s-a lovit cu ceafa de marginea trotuarului. Mort pe loc. Mort? Da. Când l-au ridicat, nu mai sufla. Când veneam aici, tocmai îl transportau acasă. A lăsat o nevastă și 5 clozi. Jos, vino încoace. Jos, cum să facem să oprim totul? Să oprim totul? Ce vrei să spui? Vorbesc de garden party, bineînțeles. Să oprim garden party? Ce să facem? Scumpa mea, Laura, nu fi absurdă. Firește că nu putem face una ca asta și nimeni nu ne-o cere. Să știi că ești prea extravagantă. Dar cum putem să petrecem când o familie jălește mortul chiar peste drum de grădina noastră? Gândește-te că văduva aceasta nenorocită va trebui să asculte toată după amiază orchestra noastră. Oh, Laura, dacă ori de câte ori s-ar întâmpla cuiva un accident, ai împiedica orchestrele să cânte, viața ar veni cumplită apăsătoare, dragă. Îi compătimesc pe oamenii aceștia în aceeași măsură ca și tine, să știi, dar... Să știi că sentimentalismele tale nu vor readuce la viață un muncitor beat. Beat? Da. Dar cine spune că era beat? Am să mă duc să te spun, mama. Hai decât. Da? Mama, pot să intru la tine? Hai, desigur, fetițo, dar ce s-a întâmplat? De ce ți s-o obraji atât de înfierbântați? Mama, a fost omorât un om. Sper că nu în grădină. A, nu. M-ai speriat. Ascultă, mama. Petrecerea noastră nu mai poate să aibă loc. De ce? Cu orchestra și cu toți invitații care urmează să sosească. Ori să audă totul, mamă, într-un fel, ne sunt vecini și... Fetița mea încearcă să judeci limpede. Noi am aflat de toate astea printr-o întâmplare. Și cu toate astea, mamă... Dacă cineva ar fi murit acolo în cocioabă de moarte naturală... Și zău, dacă mai pricep, cum deși mai duc zilele în vizuinele alea infecte? N-am fi amânat petrecerea, nu? Mamă,
nu e o cruzime din partea noastră. Ei, scumpa mea, scumpa mea. Ia, stai. Uite, pune pălăria asta. Lasă acum. Uite, ți vine ca turnat. Ți-o fac cadou. Știi, pentru mine era mult prea tinerească. În schimb, tu ești ca o cadră, o adevărată spaniolă. Dar, mamă... Laura, ești cu totul absurdă. Oamenii de teapa ăsta nu se așteaptă la sacrificii din partea noastră. Ei, și acum du-te în grădină. Cred că primii musafiri au și început să sosească. Hai, du-te. Oh, a fost un garden party încântător. Succes desăvârșit. Cel mai minunat. Oh, a terminat, s-ai sprăvit, slavă cerului. Da, totul a fost foarte reușit. Dar am obosit îngrozitor. De ce o fi ținând voi atâta copii la petrecerile astea? Hai, Laura, ia și tu un sandwich, e delicios. Da. Sau tot mai ești îmbufnată pentru că nu am decomandat totul? Stați. Ce? Știți la ce mă gândesc? Haideți să pregătim un coș. Să-i trimitem nefericite acelea câte ceva din bunătățile astea. Oricum, pentru copii o binefacere. Ce noroc să le aibă toate preparate. Laura! Da? Du-te și adu coșul cel mare de sub scară. Mamă, crezi într-adevăr că este o idee bună? Firește! Știi cu tine astăzi? Acum un ceas dorm, mai pridideai să faci apel la Milano astăzi și acum... Bine, uite, bine. E plin vârf. Laura, du-l chiar tu, drăguțo. Hai, dă fuga. Asta e, așteaptă. Ce? Ia și crinii ăștia. Știi, pe cei din clasa de jos impresionează grozav crinii. Și Laura, nu cumva. Ce, mamă? Nimic. Hai, fuga, dă fuga. Nu știu de ce nu mai apare Laura. Plecat de mai bine de o jumătate de oră. Așa. Doar nu fi... Uite-o. Laura! Laura, de ce ai întârziat? Spune-mi doar, n-ai intrat în casă? Ba da. Cum? Ba da. L-am văzut. Cât era de îndepărtat și de senin. Să nu-l deșteptați. Să nu-l deșteptați niciodată. Se dăruise întru totul visului. Ce însemnătate aveau pentru el garden party-urile, coșurile, rochile de dantele? Era departe de toate. Era minunat, era frumos. În timp ce noi benchetuiam, în timp ce orchestra cânta la noi în grădină, peste Maidan se coborse un miracol. Era fericit. E bine, spunea chipul acela cufundat în somn. Totul e frumos, de plină armonie. Sunt fericit. Laura, tu ce faci? Cum va plânge? Laura, hai, nu mai plânge. A fost îngrozitor, nu? Nu, a fost minunat. Dar, Laurie, nu e așa că viața e... Așa e, draga mea, așa. Vorbind acum cu dumneavoastră, înțeleg mai bine și mai adevărat sensul unora din scrierile dumneavoastră. Atunci eu aș putea să vă spun că acest interviu m-a făcut să scot la iveală gânduri și temeri ce mi-erau chiar mie însă-mi ascunse. Dar pentru că tinerețea dumneavoastră m-a cucerit, eu v-am oferit adevărul, căci să știți, sinceritatea e unicul lucru de prețuit dincolo de viață, de dragoste, de moarte sau de orice altceva. E singura care dăinuie. La sfârșitul sfârșitului, singurul lucru cu care merită să rămâi e adevărul. E mai tulburător decât dragostea, mai plin de bucurii. Adevărul, pur și simplu, nu poate da greș. Eu, în orice caz, îi închin rămășița mea de viață lui și numai lui. Ca jurnalist apreciez valoarea mărturisirilor dumneavoastră, deși mă tem că lunga noastră conversație v-a obosit. Mă scuzați. Nici de cum, nu. Poate că totul nu a fost decât un act de mare egoism. De egoism deghisat din parte. Acest dialog este, se pare, și iată un nou paradox, primul meu monolog. Această întâlnire este, în orice caz, un mare eveniment pentru mine. Sper
Sper să pot scrie un articol adevărat, sincer, despre dumneavoastră. Am în orice caz încredere în talentul și intuiția dumneavoastră. Dar de ce vor cititorii să afle date despre mine? Iată un lucru care mă depășește. V-am spus că eu sunt o biată scriitoare, singură și bolnavă. O musculiță căzută în cana cu lapte și salvată în ultima clipă. Dar oare pentru cât timp? Deci am promis să nu vă mai plictisesc cu curiozitatea mea gazetărească. Nu pot rezista tentații. Am impresia că imaginea insectelor vă obsedează. Musca n-a apărut întâmplător în conversație. Ați citit prin urmare și Musca, novela pe care am publicat-o de-abia în anul acesta, în aprilie. Desigur, și am lăudat-o. V-a plăcut? Fără rezerve. Eu totuși n-am să pricep niciodată cum istoria unui tată bogat, dar cam țignit, care și-a pierdut unicul fiu în război și căruia nu-i pasă de nimic în afară de mica muscă de pe sugativa biroului pe care o ucide cu nesați, a fost mai citită și mai bine plătită decât Preludiu sau Gadă în patie. După cum vedeți, bucătăreasa lui Molière își are mult și demn urmași. Ida citește și critică totul, chiar și critica. Doamna Baker, vă înțeleg rezervele, dar să știți că Musca a plasat-o pe doamna Mansfield printre moderniști. S-au găsit destui critici care au pretins că există afinități între scrierile prietenei dumneavoastră și filozofia cea mai actuală. Speculații. Totul este mult mai simplu. Eu îl admir cu toată puterea mea de discernământ pe Joseph Conrad și analizele sale subtile asupra sufletului omenesc. Dar mai mult decât pe Conrad sau oricare alt scriitor, îl admir pe Chekhov. Deci doresc din tot sufletul să-i fac pe oameni să vadă. Doresc ca cititorii mei să vadă că domnul Woodfield ucide o muscă din dorința refulată de a domina, fără un motiv clar. Este un gest bizar care nu face decât să-i trădeze imensa vulnerabilitate. M-a obsedat ideea și imaginea omului decăzut, moral vreau să spun, care după înfăptuirea unui act fără noimă ca acesta, se simte nu mulțumit, ci mai nenorocit, mai secătuit, mai jos pe scara abjecției. Așa am înțeles eu lucrurile. Novela ar putea, bineînțeles, fi citită și ca o parabolă și cine știe în câte alte feluri. Așadar, novela nu are la bază un program? Un crez? Nu, eu prezint problema și nu soluția. Repet, dorința mea este să-i fac pe oameni să vadă adevărul, să-l culeagă ca pe un măr lucios între cele atinse. Dacă Chekhov n-ar fi murit, mi-aș fi dorit să stau de vorbă cu el într-o încăpere mare, scăldată în penumbră. Aș vrea să scriu o carte de paradoxuri. Asta ar fi unul dintre ele. Văd că aveți destule planuri de viitor și că în niciun caz nu v-ați lăsat dobărâtă. Nici de cum. Mă simt ca o stâncă mică de care se sparg talazurile înfuriate, acoperind-o cu totul. Nici nu o să mă mai puteți zări. Vor fi valuri spumegânde, dar pe urmă se vor liniști. Și eu am să fiu tot acolo, licărind sub apă. Ce vorbărie sentimentală. Sper că nu o să reproduceți un articol de dumneavoastră. S-a și făcut 12. Da, știu, mă așteaptă cei de la Institutul Giurdev și până la Fontainebleau e cale lungă. Mă veți scuza, domnule Albers. Sper că vom mai avea prilejul să discutăm. Eu oricum vă urez succes în cariera dumneavoastră. Vă mulțumesc și nădăjduiesc să pot scrie ceva pe măsura mărturisirilor dumneavoastră. La revedere și mulțumesc. La revedere, domnule Albers. Și viață lungă. Ida, vrei doar să-l conduci pe domnul Albers? Desigur. Da. Poftiți. Mulțumesc. Întors la Londra, am început să scriu articole despre scriitoarea neozeelandeză care mă impresionează atât. Publicul a devenit tot mai interesat, iar curiozitatea s-a transformat într-un adevărat mit. La 9 ianuarie 1923, în vârstă numai de 34 de ani, Catherine Mansfield s-a stins din viață la Fontainebleau. Știrea nu mă găsea nepregătit, dar nu reușeam să înțeleg cum această femeie frumoasă, această scriitoare sensibilă pe care o cunoscusem și care își dorea mai mult decât orice să învețe, să caute, să afle, să simtă, să gândească, putea să nu mai existe. Când ne aflăm în sala de așteptare,
Trebuie să avem curajul să înfruntăm ce e greu, să muncim și să iubim viața. Iar eu, undeva în adânc, în mine, mă simt fericită. Eu, Catherine Mansfield, vă asigur, totul e bine. Nu am văzut și nici nu voi vedea o făptură mai frumoasă decât era Catherine în acea zi. Ca și cum minunata desăvârșire spre care am năzuit pusese de astădată de plină stăpânire pe ființa ei. De atunci am strâns, am publicat și selecționat tot ce a scris: novele, scrisori, jurnalul ei intim. Îmi vine greu să schițez o apreciere critică asupra operei Catherinei Mansfield. Ani de zile am participat la făurirea ei. Am crezut în ea, am editat-o, ba chiar într-un timp am tipărit-o cu propriile mele mâini. Acum sau altădată îmi va fi la fel de greu, cu neputință chiar, să o privesc cu un ochi detașat. Am fost și rămân soțul și avocatul Catherinei Mansfield. Catherine îmi semăna în multe privințe. S-a scris de altfel mult despre prietena noastră, Catherine Mansfield. Era o prietenie adâncă și adevărată. Eu i-am închinat personajul meu, Gudrun, din romanele mele Curcubeul și Femei îndrăgostite. Veți găsi acolo imaginea mea despre o tovarășă neprețuită în ale scrisului. Ani au trecut și peste mine, dar întâlnirea din acea zi de toamnă pariziană nu s-a șters. Am încercat și eu, prin slabele mele forțe, alături de Jimmy Murray sau de D.H. Lawrence și poate de mulți alții, să apropii cititorii de un scriitor de mare talent. Cu timpul am învățat să apreciez tot ce a prețuit Catherine Mansfield. Am devenit unul din biografii și exegeții ei. Ați ascultat Jurnale și memorii, o întâlnire cu Catherine Mansfield. Scenariu radiofonic de Ruxandra Obreja. Au interpretat Valeria Seciu, Ion Caramitru, Traian Stănescu, Catița Ispas, Matei Gheorghiu, Mia Macri, Constantin Dinulescu, Janin Stavarache, Gina Petrini, Valeria Ogășanu, Nicolae Lucian Botez, Jean Reder, Sorin Gheorghiu, Dan Condurache, Violeta Berbiuc, Papil Panduru, Cristian Molfeta, Lidia Radu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.